Dinamo suferă în amicale, oamenii lui Dario Bonetti au fost învinși la scor de campioană Bulgariei. Ludogoreț, la care moții proaspăt transferat, a fost titular. Fostul jucător al Craiovei, Gargorov, l-a lobat pe Bălgrădean la primul gol al bulgarilor, iar albi-roșii au intrat conduși la vestiare sub privirile selecționerului Pițurcă, dar și ale rivalilor din Liga I, Mihai Stoica și Laurențiu Reghecanf. Gargorov a reușit dubla după pauză cu o lovitură de cap, iar Ivanov a urcat proporțiile scorului la 3-0 după mai puțin de o oră de joc. Țucudean a reușit golul de onoare al dinamoviștilor după ce a transformat un penalti pe care tot el l-a obținut. Înlocuit înainte de final, Moții s-a retras tot în mijlocul foștilor coechipieri. A fost greu pentru mine să joc împotriva echipei la care am petrecut 7 ani extraordinari. Dar pe teren trebuie să uiți de prietenii, de tot și să încerci să câștigi. Interesat a vedere tutti i giovani che abbiamo, che sono bravi e che hanno bisogno di fare esperienza per crescere. Il risultato proprio in questo momento non mi interessa, anche se dispiace perdere, no? Dispiace anche a me. Dinamo își va încheia programul meciurilor de verificare miercuri într-un test cu cehii de la Mladá Boleslav.